Este debutul lui Mihai Drăgan în această promoție. Pentru Rusinski nu este primul meci. A luat cam multe bătăi când a venit în România. Rusinski a reușit să câștige ultima apariție în gala din decembrie în fața lui Micuțu, însă Micuțu nu este un luptător profesionist de MMA. Și a dat câțiva pumni lui Rusinski până să obosească și să piardă lupta. Da, aș paria pe Drăgan în acest meci. A întâmpinat mai devreme cu câteva croșee Drăgan pe maghiar. Încearcă să-i spargă garda acolo cu directă, dar aruncă și Rusinski câteva croșee. Drăgan în alte promoții, ce uppercut a stricurat acolo prin garda ungurului Drăgan. Și iată un croșeu de dreapta ce îl trimite jos pe maghiar. S-a ridicat repede Rusinski, însă încasează acum mai multe lovituri. A luat și o directă de dreapta în bărbie. Revine în luptă Rusinski. Spuneam, în alte promoții, Drăgan a câștigat, a disputat 3 lupte, a câștigat de 2 ori la decizie și a suferit un knockout. Acum, iată, încearcă și el să-l dea knockout pe acest luptător maghiar. Vine din Kyokushin Drăgan, însă n-a trimis nicio lovitură de picior până acum. Iată-l pe Rusinski, ducând meciul la sol. Este o decizie bună pentru el. Vedem, deja are pometele drept tăiat, sângerează abundent și mai iau pauză acum în garda adversarului. Foarte bine îl blochează Drăgan. Și Rusinski provine din kickboxing. Iată, se încercă un armbar Drăgan, incredibil mobilitatea acestui greu. Însă a reușit să-și tragă mâna de acolo Rusinski, care trimite acum niște lovituri și aceasta este probabil o încercare de ștrangulare a lui Rusinski. Un smother choke, însă Sandu Lungu este expert în această ștrangulare, doar că se face din control deasupra, din mount peste adversar, nu din garda adversarului. Însă iată pe Rusinski, trimite acolo lovituri în blocaj. Probleme pentru Drăgan. Surprinzător, care se duce iar peste cap după un armbar, însă i-a scăpat cotul lui Rusinski. Acesta trimite lovituri. Cred că Drăgan ar trebui să se ridice în picioare în acest moment, să-l împingă pe Rusinski de pe el și să se ridice în picioare. Ungurul trimite acum lovituri, însă majoritatea sunt pe lângă sau în blocaj. A reușit totuși să-l atingă de câteva ori pe Drăgan, care se duce și el la un double leg, însă l-a încărcat pe Rusinski și e greu să-l dea pe spate. Acum încearcă să se ridice, ar trebui să dea colțul, așa cum se spune, să încerce circular, însă prinde o ghilotină Rusinski. Să vedem dacă are puterea să finalizeze. Bate Drăgan, incredibil! Ghilotină reușită de Rusinski, acesta sare din cușcă și bate mâna cu Sandu Lungu. Incredibil acest ungur. Iată și cea de-a doua victorie, tot înainte de limită pentru ungurul Rusinski. Sincer, nu-mi vine să cred că reușește Rusinski să câștige al doilea meci la rând în România. Mi-aduc aminte că a fost pur și simplu demolat la celelalte meciuri pe care le-a avut la noi în țară, atât de Cristian Mitrea, cât și de Ursul Carpatin. Pur și simplu nicio șansă pentru Rusinski, însă iată-l că reușește cum necum să-și mai treacă în palmares o victorie, reușește această ghilotină, standing ghilotină, așa cum se numește. Nu știu dacă s-a și apărat acolo cum trebuie Drăgan, ar fi trebuit să încerce să se ridice, în special pe gard, și să tragă de priza adversarului, însă forță mare și la Rusinski, este un greu adevărat. Însă, repet, pentru a doua oară surprinde acest Rusinski. Și ce rău a început această luptă pentru Rusinski. Ce tăietură are pe față. A încasat câțiva pumni zdraveni de la Mihai Drăgan, dar iată, a reușit să ducă acele picioare, a făcut și contact cu solul după ce a încasat un croșeu puternic. Iată, a mers mai departe și a reușit să câștige prin finalizare. El este luptătorul plin de sânge, cu fața spartă, însă tot el este și luptătorul ce va fi desemnat câștigător de arbitri. Eșvan,
Victorie meritată până la urmă pentru Rusinski. A reușit să treacă peste acele momente grele din debutul meciului și am văzut ce tăietură are pe față. Nu știu dacă meciul ar mai fi continuat în cazul în care nu reușea să finalizeze cu acea ghiliotină. Vedem deja ochiul este închis.